Declarația mea de astăzi este fructele de pădure și plantele medicinale. Parlamentul României, cu sprijinul majorității PSD, a aprobat proiectul de lege privind aprobarea programului de investiții pentru înființarea centrului de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure și plantele medicinale în zona montană. Interesul pentru fructele de pădure și plantele medicinale este în creștere, fiind renumite pentru efectele benefice asupra sănătății, iar exploatarea lor reprezintă o oportunitate pentru multe comunități rurale, oportunitate care poate aduce venituri suplimentare fermierilor montani. Colectarea fructelor a plantelor medicinale se face în general de voluntari, de regulă membri ai comunității locale, în cele mai multe cazuri este vorba de persoane fără venituri, fără un loc de muncă stabil. Înființarea centrului de colectare și prelucrarea primară a fructelor de pădure, a plantelor medicinale, au ca obiectul valorificarea superioară a produselor montane, limitarea declinului sectoarelor de producție primare, în scopul asigurării consumului intern, menținerea și crearea de noi locuri de muncă. Subvențiile europene pentru agricultura românească împuținate de incompetența PSD. Campania de depunere a cererilor unice de plată pentru subvenții plătite de APIA din această primăvară se încheie cu apelul demagogic al Ministrului Agriculturii lansat către fermieri cu două zile înainte de termenul final de depunere a cererilor de plată și cu amenințarea aceluiași ministru că după expirarea termenului sudează ușile. Situația ar fi hilară dacă nu ar fi de o gravitate deosebită și dacă nu ar fi îmbrăcată în haina cinismului și demagogiei politice. Practic, domnul ministru pasează cartoful încins în brațele fermierilor, când de fapt toate problemele sunt la Ministerul Agriculturii. Lansând acest apel către fermieri, domnul ministru încearcă să inducă ideea că ei sunt de vină pentru rata scăzută a accesării subvențiilor agricole, nu sistemul prost conceput și prost întreținut, care în fiecare zi ridică noi probleme. Nu procedura complicată de completare a cererilor de finanțare, nu sistemul informatic al APIA aflat în pragul colapsului, nu cadastru inexistent al terenurilor agricole sunt de vină pentru greutățile în depunerea cererilor de plată și nici Ministerul Agriculturii, care nu face absolut nimic pentru a remedia aceste situații, ci fermierii, care nu merg să depună cererile, sau cel puțin asta vrea domnul ministru să dea de înțeles. După ce recent comisarul european Corina Crețu a aruncat nucleara în curtea guvernului, arătând că România se află deja cu un picior în groapă în privința accesării banilor europeni pentru infrastructură, subvențiile pentru agricultură au rămas cam singurii bani europeni care vor mai intra în această țară. Iar faptul că un comisar european provenit din PSD dă cu bomba în propriul guvern nu este decât dovada gravității situației economice în care România se află. Probabil speriat de perspectiva remanierii, că am venit vara și odată cu ea și termenul de expirare a acestui guvern și aflat sub povara aducerii de fonduri europene în țară, domnul ministru al Agriculturii caută o soluție salvatoare. A găsit, din păcate, una de tip Radio Erevan, bazată pe demagogie și politicianism ieftin. Cred totuși că ministrul Agriculturii nu ar trebui să-și facă probleme prea mari, că va fi schimbat și se ocupe mai serios de rezolvarea problemelor de la APIA. A dovedit deja prin programul Alege Oaia că este un ministru foarte performant. După nici 6 luni de la startul acestui program, toată România mănâncă deja miei. Desigur, sărbătoarea Paștelui a fost o pură coincidență. Declarația mea politică de astăzi se referă la o situație gravă care afectează mii de pacienți, anume lipsa donării de sânge. Cifrele ne arată că doar 2% din potențialii donatori ajung să și facă această acțiune, aceștia fiind prea puțini pentru a suplini necesarul de sânge. Acum câteva săptămâni am fost alături de colegii mei de la USR Vaslui să donez, cunoscut fiind faptul că chiar și cu stimulentele oferite pentru această activitate, interesul pentru a dona sânge este scăzut. Totuși, donarea de sânge este un act care merită încurajat de statul român prin orice mijloace, iar apropierea fizică de localitățile în care locuiesc cetățenii poate determina interesul lor de a dona sau nu sânge la un moment dat. În județul Vaslui există un singur centru de transfuzie la Bârlad, ceea ce face ca partea de nord a județului, unde jumătate din populație trăiește, să nu aibă posibilitatea imediată de a face acest act altruist.
Am decis să mă adresez Ministerului Sănătății pentru a afla cum pot sprijini centrele mobile de transfuzie sanguină și cum pot susține deschiderea unui nou centru în municipiul Vaslui, astfel încât și partea de nord a județului să aibă acces facil la un astfel de centru. Din păcate, nu am aflat răspunsul la întrebările pe care le aveam, ca de obicei, răspunsuri evazive. Mai mult, Ministerul îi jignește direct pe cetățenii Vasluiului și spun că distanța de 54 de kilometri este una ușor de parcurs, de la Vaslui la Bârlad. Domnilor și doamnelor de la Ministerul Sănătății, oricât de altruiști ar fi oamenii, vor fi greu motivați să plătească aproximativ 25 de lei drumul dus-întors de la Vaslui la Bârlad și să facă și 2 ore dus-întors pentru a dona sânge. Facilitățile pentru a dona trebuie aduse cât mai aproape de cetățeni, eventual centre mobile, care să vină fix în localitățile în care locuiesc. O altă particularitate este infrastructura inexistentă în acest moment în centrele de pe teritoriul României. Spre exemplu, centrul de transfuzie din Bârlad are nevoie de o centrală termică, în acest moment încălzirea făcându-se pe bază de lemne. Sunt convins că și alte centre au probleme din punct de vedere al dotărilor. Trebuie să venim cu soluții. Autoritățile centrale trebuie să lucreze cu autoritățile locale pentru a promova evenimente de donare de sânge, în special cu primăriile din orașele mici și comune, pentru a putea trimite centre de colectare mobilă. Trebuie să-i stimulăm pe oameni, să facem campanii de informare, să construim noi centre fixe în localități și să-i informăm pe oameni de beneficiile donării de sânge. Atât asupra altor persoane, poate chiar persoane dragilor, dar și pentru ei, donarea de sânge fiind un act benefic, inclusiv pentru donator. Nu uitați, dragi colegi, fiecare donare de sânge poate salva 3 vieți și vă invit să faceți acest lucru cât mai curând. Multe sunt lucrurile despre care discutăm în aceste zile și multe lucruri grave se întâmplă în România, dar zi de zi observ în țara noastră un fenomen deosebit de grav. E vorba de lipsa forței de muncă. Nu se mai găsesc croitori, cizmari, instalatori, electricieni, pricepuți, zugravi. La mare și la munte patronii duc lipsă de angajați în plin sezon. N-au niciodată suficienți ospătari sau suficiente cameriste, nu pentru că nu-și doresc să facă angajări, ci pentru simplu motiv că nu mai au pe cine angaja. Dar sunt mereu singuri arătați cu degetul pentru lipsa de satisfacție a turiștilor în ceea ce privește serviciile oferite. Bursa locurilor de muncă, organizată lunar în fiecare județ, e un spectacol trist, dezolant. Firmele vin cu sute de oferte de locuri de muncă pentru toate categoriile, dar patronii pleacă mereu dezamăgiți pentru că nu găsesc forța de muncă necesară. Și nu vorbim aici doar de oameni calificați într-un anumit domeniu, ci chiar și de muncitori necalificați sau de posturi pentru care nu e nevoie de o pregătire anume. Mulți dintre participanți vin doar pentru a face act de prezență și pleacă apoi cu o adeverință în mână care dovedește faptul că au fost la târgul de joburi doar ca să nu-și piardă ajutorul social sau ajutorul de șomaj. În schimb, zi de zi, sute de români aleg calea străinătății, pleacă spre alte țări, spre locuri de muncă pentru care sunt supra-calificați, dar pentru care sunt mult mai bine plătiți decât în țară. România a devenit o țară a dezamăgiților și a resemnaților. Prima categorie ia drumul străinătății și nu se mai întoarce decât în vacanță. A doua categorie se mulțumește cu puțin și stă la mila ajutorului social. Între timp, țara se scufundă. Avem o țară depopulată, cu prea mulți pensionari față de numărul angajaților, cu prea multe ajutoare sociale față de salariile pentru care se plătesc taxe, impozite, asigurări de sănătate. E vremea să facem ceva, să ne ținem România acasă și să încurajăm pe puținii rămas să muncească. E vremea să oprim încurajarea lenii și a nemuncii și să le oferim oamenilor soluții viabile pentru un trai decent aici, în țara lor.